Bună locuitorilor, am ajuns un pic cam târziu, dar totuși suntem aici. Hai să vorbim de revistele astea, nu? Și da, știu, Lex Comics au anunțat pe Facebook, am dat și eu share în caz de nu ați văzut, că asta este gen ultimele numere. Nu se termină povestea, din păcate rămânem cu revistele așa și da, este trist și o să discutăm despre asta la final. Dar până atunci, hai să ne bucurăm totuși și de astea. Și să vedem ce s-a mai întâmplat. Thor. Numărul ăsta din Thor s-au întâmplat extraordinar de multe chestii interesante. Și mai ales că am ajuns tot mai aproape de nebunul ăla de Malekith ca să-l învingă Thor, cum puteți observa și pe copertă. Nu s-a bazat numărul ăsta mai mult pe Thor și bătălia cu Malekith, s-a bazat mai mult pe înțelegerea în echipa asta nouă pe care o are Thor. Și cum unii au început să fie dubioși, bă, cineva îl informează pe Malekith ăsta, de unde au știut el că o să fim aici? Care dintre voi sunteți trădători? Și la final se termină cu un twist și e un twist interesant, recomand să o citiți, Iron Man. Știți că numărul trecut eram foarte entuziasmat că Iron Man a revenit la armura aia mega mișto din primele numere. Și eram foarte curios să văd ce se întâmplă cu armura asta foarte mare pe care apare nimeni nu o poate distruge. Ei bine, relația dintre Tony Stark și androidul a cam luat sfârșit, la fel cum a luat cam sfârșit și viața lui androidul ăsta. Și acum urmează ca Tony Stark să ie naveta gen în mâinile sale. Problema. Reușește tipul sau nu reușește tipul, vedeți voi numărul ăsta. Oricum, e destul de satisfăcător, deși se termină cu un cliffhanger și coperta pentru numărul următor chiar arată mișto, trebuie să vă arăt măcar. Spider-Man. Numărul ăsta din Spider-Man, ca în multe numere din Spider-Man, este o grămadă de fucking Spider-Man. I mean, come on, dacă vreodată nu te-ai săturat de Spider-Man, poftă bună. Exact, continuăm povestea cu vampirii aia care merg dintr-o dimensiune în alta ca să mănânce Spider-Man-ii. Dar acum ai noștri nu mai fug și ai noștri spun, știi ceva, avem un plan 2-4-5 și o să încercăm să-l batem sau să-i batem pe toți. Spider-Man-ul meu preferat din tot multiversul ăsta e ăsta cosmic, mi se pare super mega mișto și cum arată și mi se pare cel mai serios și se întâmplă ceva foarte tragic cu el. Și e gen, oh, nu e chiar așa de puternic pe cât pare. Deadpool. Și așteptați în fiecare lună să aflați părerea mea despre Deadpool, care luna asta a fost interesant. Luna trecută s-a terminat cu un fel de cliffhanger, cum că el îi din nou într-o bază din aia, din nou ca atunci când a fost creat. Dar acum parcă e mai diferit. Ăștia care l-au dus din nou acolo chiar cred că nu, de data asta e arma noastră, noi o să-l folosim. Și surpriză, apare mai o grămadă acolo, gen au luat sângele lui ăsta și au băgat în alți mutanți sau oameni care aveau cancer sau probleme. Și el ajunge să se alieze cu unii dintre cei mai interesanți, pentru că se pune mare accent pe X-Men. Gen apare, ghiși și ne apare, ai un mic spoiler așa în caz de nu ai citit, dar viața-i greu, omătă-i mare. Și apare domnul Nightcrawler, chiar aici, uite-l pe Nightcrawler. Ce vrei să facă? Deadpool se aliază cu Nightcrawler și încă ceva prietenar de-ai lui, pe care noi îi vedem, ca să evadeze din instituția asta. Și la final ni se dă un twist, nu ar trebui să vi-l arăt, dar dacă vreți, uitați-vă, dacă nu, cine ar fi putut să vină pentru numărul următor? Și asta chiar eram curios. Înainte să vă spun topul meu, așa cum v-am obișnuit, care consider că a fost cea mai ok, cea mai oricum trebuie să le citiți pe toate dacă sunteți interesați, aș vrea să vă spun de magazinul care mi le trimite. De fiecare dată mă întrebați, îs chestii care le folosesc? Sucre. Frate, dacă nu te-am întrebat de 40 de ori, frate, dacă n-am menționat de 58 de ori, de unde cumperi jucăriile alea, tati? Dar de unde cumperi șepcile alea cu supereroi, tati? Bă, dar de unde? De pe legshop.ro. Legshop.ro. Este și în descriere. Au și pagină de comic book-uri, au și pagină gen a librăriei. Eu le cumpăr de acolo, eu le folosesc. Eu le cumpăr de înainte să vorbesc cu ei. Deci, dacă sunteți interesați, intrați acolo. Pe ultimul loc, din păcate,
ca de Thor. A fost mișto, a avut un twist bun la final, dar chestia cu, păi nu, a fost un pic generică pentru că mă așteptam să văd direct către cine se duc. Nu, tu ești trădătorul. Pentru că tu ești ca ei. Iron Man, cum v-am obișnuit, deși e interesant că am terminat sau nu în sfârșit chestia cu armura, când ajunge, parcă nici n-a fost gen o aventură din asta cosmică. S-a terminat, nu am bine. Deadpool. Da, este mișto. Se întâmplă câteva chestii mișto în Deadpool, numărul ăsta, dar nu este cea mai mișto pe luna asta. Ce vedem pe locul 1? Spider-Man. De ce? Pentru că sunt o grămadă de Spider-Man și cum vedeți și pe copertă, este o mică bătălie sau o discuție între Superior Spider-Man, care este Dr. Octopus, și Spider-Man Peter Parker normal, și este un număr destul de solid. Ai o grămadă de Spider-Man, ai vampirii care atacă și ai și un twist la final și o întâmplare tragică. Deci e un număr complet bun. Ok, hai să vorbim un pic de situația asta. Da, în caz de aveți revistele astea, astea sunt ultimele pe care le mai primiți. Și pe care le mai primesc și eu, că și eu le citesc. De ce au oprit treaba? Eu știam cu câteva zile înainte să anunțe. Nu se cumpără. Știu ce vreți să pune. Bă, păi să facă mai puțin. Da, dar eu un... În afară de faptul că da, suntem o comunitate și citim și e bine și eu am recomandat cât am putut, la sfârșitul zilei e și un business, gen, știi? Și trebuie să se și vândă treaba și marketul probabil, eu nu sunt de acolo, eu nu sunt de la biroul lor, habar n-am, dar probabil n-a crescut. Și atunci când ceva într-o afacere, dacă tu îți faci o patiserie și îți faci covrici cu și după aia îți faci lângă cornulețe cu gem, și într-o zi vezi că tu, deși investești egal bani și în cornulețe și în covrigi, vezi că se vând doar covrigi, tati. Și ăștia se vând foarte puțin. Păi încetezi să mai investești așa de mult în cornulețe, nu? Cam așa e poate și aici. Acestea fiind spuse, ei au anunțat că o să rămână în continuare numerele, pentru că au rămas cu foarte multe numere gen pe stoc. Nu se vindeau toate. Au anunțat că o să rămână. Și din câte am înțeles, nu știu dacă toate, că n-am intrat pe store să verific, dar astea sunt chestiile pe care ați putea să le cumpărați în caz de doriți și care arată foarte bine în raftul vostru. Revistele tip album, Civil War, care merită citită, asta cu Daredevil, care merită citită, seria cu Deadpool, omoară universul Marvel și, desigur, ultima, asta cu Captain America. Sunt toate la ei pe store, din câte am înțeles. Nu știu dacă și alea cu Deadpool. Și-au zis că astea o să rămână o perioadă și după aceea gândul lor ar fi să se întoarcă în 2017 cu albume mai multe. Ceea ce mi se pare mult mai ok. Mulți oameni preferă să cumpere gen o singură poveste, arată mult mai bine, e mult mai groasă, să pună pe raft, decât să aibă, nu știu câte am, cred că sunt 30 de reviste acolo care stau. Deși sunt mai scumpe și apar poate un album pe lună, bă, cred că ar fi mai ok. Eu zic să nu ne întristăm și să nu o dăm gen, bă, că așa e în România. Dar România e o țară mică. În America merge, că și dacă cumpără 1 milion de oameni, este o populație foarte mare. Dar la noi este o populație foarte mică de nărți. Uită-te la oamenii care merg la Comic-Con să se joace Counter-Strike GO. Înțelegi? Nimeni nu prea este interesat de treaba asta. Doar că au auzit și ei că e mișto Avengers. E mișto Avengers. Da, poate cândva. Eu o să susțin, în caz de sunt alte librării, am înțeles că s-au mai închis proiecte de genul. Aici sunt. Găsiți în descriere link la site-ul lor, au multe șepci, jucării, kick, pop culture, din astea, tot ce vreți, dacă vă interesează. Și da. Sub butonul de like o să găsești alt clip mișto și subscribe dacă vrei să devii locuitor, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.